Rămânița aproape că începe un nou vlog needitat. Se termină excursia noastră de aproape 3 luni de zile. Azi ne îndreptăm către casă, părăsim aceste 40 de grade din Dubai, mergem la vreo 15 acasă și sincer abia așteptăm. Ne e dor de România, ne e dor de casă, ne e dor de acasă în primul De rând. grătare, de berici, de aer curat, fără mască, de tot. Abia așteptăm să nu mai purtăm mască. Hai să mergem acasă! Spunem papa apartamentului, spunem papa acestui balcon cu priveliște minunată, papa Dubaiului și le mulțumim din nou Cristinei și lui Andrei de la Sejur în Dubai pentru ocazia de a sta aici la etajul 57 și ocazia asta rămânem cu cea mai reprezentativă imagine a Dubaiului. De aici până la stația de metro avem de mers, cred că vreo 10-15 minute pe jos, prin toată căldura asta. Mergem pe jos pentru că Uber-ul cere 25 de dirham din astea. Pentru o cursă de pentru 5 ei, minute da. Sau nici măcar. Noi facem vreo 10 minute, un sfert de oră pe jos. O să mergem pe jos stilul pentru că Londrien. avem bani de economisit. Ia zi, cum te simți că mergi acasă după atâta timp? Mă simt bine. Abia aștept să respir un pic de aer, că nu mai pot cu căldura asta. Dar în același timp cu mine să plâng, dar dăm înainte. Cam, noi. Cam 40 de... ce mi s-au înfundat urechile. Cam 40 de grade au fost în ultimele zile. Deja devine foarte cald aici în Dubai. S-a terminat sezonul cu vremea bună. De acum devine insuportabil. Așa se vede clădirea în care am locuit noi, de jos. Pare interminabilă și e chiar mai mică decât cele din jur. Lăsăm Dubai Marina în spate, ne-a plăcut la nebunie zona asta. Ne-a plăcut la nebunie Dubaiul. Și nici n-am plecat bine că abia așteptăm să ne întoarcem. O să revenim cu siguranță, chiar credem că e un loc care merită revizitat. Ne-au rămas oricum o mulțime de locuri de văzut. Dar e timpul să mergem acasă. E greu să mergi cu bagajele astea oriunde, da, aici. Deci pornesc alarma asta. 2000 costă, sau 20.000. Deci e mega greu să mergi cu bagajele astea în spate oriunde în lumea asta, dar pe căldurile astea e și mai greu. Eu aproape că nu mai pot să mai respir și cu masca la gură. Eu mi-am dat-o jos, că nu masca, mai pot. Masca e teroarea maximă. Bine, măcar că am intrat la metrou, aici e răcoare. În metrou este și acolo aer condiționat. Și ajungem din metrou direct la aeroport, unde iarăși e ok. Deci am scăpat. Și din avion, unii aer condiționat în avion, ajungem în România, unii putem sta fără mască și 10 grade și noi nu avem nicio geacă la noi. A, noi așa suntem îmbrăcați, eu măcar am o cămașă asta. Eu nu mai am nimic, nici pantalon, nu, nici hanorace, nimic. Ne-am încărcat cartelele de metrou câteva zile în urmă și încă ne-au mai rămas bani, cel puțin cât să facem cursa asta până la aeroport. Mie cred că mai rămâne și rest, cred că mai rămân vreo 5 de dirhami. Eu să rămân aici, dator. Bogdan cred că are la fix. Ni s-a spus că e 7,5 dirhami cursa până la aeroport din Dubai Marina. Din Dubai Marina până la aeroport sunt nu mai mult, nu mai puțin de 19 stații de metrou. Iar noi stăm în picioare pentru că este super aglomerat. Vă ziceam eu în vlogurile trecute de faptul că aici la metrou este compartiment separat pentru femei și pentru copii. E fix aici lângă noi, noi ne-am pus cumva la mijloc pentru că e full, așa cum credeam. Vreo 14 stații mai târziu s-a golit tot metrou, a plecat toată lumea. Mai avem 4. Nu pot să cred că s-a golit tot acum. Mi-au mai rămas 5 dirham pe cartelă. Lui Bogdan i-au ajuns la fix, a plătit fix 7,5. Dacă era mai mult, trebuia să o reîncarce din nou. Uitați ce am zis mai înainte, am ajuns aici la intrarea în terminalul 1 și mi s-a spus că trebuie să mergem la terminalul 3.
Trebuia să coborăm cu o stație mai târziu. A început aventura. Deci, nu se putea. Deci ai zis să nu filmăm. Ai zis că trebuie să filmăm ce se întâmplă ceva. O, Doamne, ia fa mea. Deci acum trebuie să te încarci cartela din nou. Da. Deci mi se pare incredibil ce se întâmplă. Ia uite-l aici, pufi. Vai. Dacă se deschid ușile astea odată. Haide, mă, mâncata. Hai, ieși. A trebuit să ne cumpărăm alte bilete, nici n-am înțeles ce ne-au dat aici. Îți zic eu care ești tu. Pe asta trebuia să te încarci cu minim 7.50. Ok. Și-au făcut o combinație, ți-au luat banii de aici ca să plătesc ăsta, cardul meu, așa, cum ar veni. Și ți-au încărcat cu 7.50 aici. Hai că am reușit să ajungem și noi la terminalul bun. Acum trebuie să căutăm alea cu voi, trebuie să căutăm taxi, trebuie să mergem la exchange după... Am rezervat-o acum și cu tax-free-ul, super simplu, o scanat-o acolo ceva, ne-a întrebat care e camera și ce-a făcut? Am trimis banii pe card. Bine. Cred că sunt 100 de persoane, cel puțin, la coadă, aici, la check-in. Deja ne-au despărțit o parte, ne-au trimis să așteptăm. N-am mai văzut niciodată atâta coadă la check-in. Din vremuri de bune. Și noi ne așteptăm să fie gol avionul. Cred că stăm de 40 de minute la coadă la check-in. Ne-au mutat de vreo 3 ori pe aici, stânga-dreapta. Am rămas tot în urmă, s-au tot băgat oamenii în fața noastră și noi tot pe la coadă suntem. Și tu, stânga-dreapta, ne-am întors, am sucit. E 8:30. Noi mai avem, cred că, vreo 15 persoane în față și la 10 ar trebui să zburăm. Am făcut ce am făcut și ne-au pus unul lângă altul, nu vine să cred. Am întrebat și noi, cu toată rușinea, dacă ne poate pune unul lângă celălalt și am zis că da, fără nicio problemă. Mai aveam de stat o oră și ce ne-am gândit noi să facem? Știți tradiția noastră, nu? Fiecare călătorie începe cu un... McDonald's! E pentru prima oară de când călătorim, când ne urcăm printre ultimii în avion. E foarte mare aeroportul ăsta și am mers, cred că, vreo 10 minute până am ajuns la un food court. Până ne-am întors înapoi, a trecut mult. Dar am ajuns în timp. E 9:34 și la 10 fără 5 zbur. Ne-am îmbarcat și pornim. Ne așteaptă un zbor de aproximativ 5 ore. E deja strășinat, nu mai pot, că dorm nimeni acum decolat și slapă. Nici n-am decolat și Bogdan deja dorme cu el. Oricum ajungem foarte târziu, ajungem pe la 3 în România, 3 dimineața. Țineți aproape. S-o schipa întregurile astea de 5 ori într-o săptămână. Păi ține că așa am pățit în când am venit din Islanda. Știam că nu trebuie să stăm în carantină. Pe natural am primit formularele astea. Când am ajuns acolo, nu știam că trebuie să stăm în carantină. Adică aia n-am mai stat. Cel mai lung drum din viața mea. Și acum mai sunt și ce spor, drum, ce-o fi. Și acum mai sunt și dita mai turbulentele. Am și uitat cum îi să ai turbulent. Eu m-am trezit din somn. Și știi, când ești luat așa de pe somn, se pare totul mult mai ciudat. Păi am văzut cât erai alea panicate. Dar ce s-a întâmplat? Am văzut că s-auzea încep sunetul cu YouTube foarte tare. Și mi se pare că mergea acolo foarte repede și făcea așa. Deci când îmi promul și mai ce se întâmplă, mai bine dormeam. Adriana, o dormi ca ursoaica 4 ori. Eu n-am închis un ochi. Așa m-am pus. Ah, de când mai pot acum doar ce trebuie. În ce poziții, doamne. Am aterizat și plouă afară. N-am mai văzut ploaie de cel puțin 3 luni de zile. Sunt curioasă cum e temperatura, cum o să ne simțim când ieșim din avion. Am ajuns! Vai din viața mea ce frig e! Vai ce frig e și plouă! Uitați-vă un pic cum plouă! Doamne, zici că...
Zici că n-am mai văzut ploaie de viață. De observat cum e vremea și cum suntem noi mă așteptam la asta. Dar nu mai aveam o altă variantă. Acum suntem îmbrăcați cu cele mai groase haine pe care le avem îmbrăcat. Eu nu pot să înțeleg de ce trebuie completate astea dacă nu trebuie să stăm în carantină. Ori s-a schimbat ceva, ori nu știu. Avem declarațiile cu adresa și cu testele. Acum să vedem ce ni se spune. E o surpriză să călătorești pe timp de pandemie. Mereu. Ne-am luat bagajele și voiam să vă arăt ce s-a întâmplat cu declarațiile. Cam asta s-a întâmplat. Ne-au cerut la DSP testele și declarațiile și ne-au pus ștampila asta cu exceptat. Suntem liberi. Am ieșit din aeroport, mergem către tren. Nu știm exact cum o să luăm bilete. Cred că trebuie să fie tonomate. Și sper să și meargă la ora asta. E 3:20 dimineața. Până la urmă nu e chiar atât de frig. Adică dar sunt vreo 30 de grade în minus față de temperaturile cu care ne-am obișnuit. Dar măcar nu bate vântul. E ok. Ne prinde bine niște răcoare. Stai că... Acasă. Ia uite, avem tot peronul numai pentru noi. Și niciun tren. Oare vine? București nu, la 4. La 4:50 vine trenul și e 3:20. Ce încrezători am venit noi, am zis că trebuie să fie non-stop. Superb, minunat. Am zis că așa respir când ajung în țară. Mamă, cum e să respir aer curat. Și de ăsta așa umed de la ploaie. Da, da, da. Oh, vai, Doamne, ce vis. Să nu vă plângeți de faptul că e răcoare și că plouă, e minunat. Vă spunem noi care am trăit 3 luni de zile la 40 de grade. E superb să trăiești pe vremea asta răcoroasă. Pe să mă? Se duce? În fața lui! Trebuie să-l înconjurăm că nu ne vede. Ne-a văzut? Nu ne vede. Hei! What the fuck is happening? Ce-i zis să oprească? Da, dar nu mai am zis. Uite, hai din nou în fața lui. A zis așa, bătrânii. Am înconjurat. Mi-a pus că sunteți afară la cum te-ai exprimat, de păi noi eram acolo, față, nu știam că dai voie sus prima oară. Deci la etajul 2 acolo, de-aia nu știam că de-aia la stat acolo. Hai că am reușit să prindem Uber-ul la propriu. Da, mamă, ce l-am alergat pe om. Problema e că noi fugeam în spatele lui cum ar veni și omul tot făcea stânga. Și nu ne vedea. Și nu mai avea cu cineva de retrovizoare. A fost super funny. Efectiv am alergat în toată parcarea așa după el. Mă rog bagaj... să o oprim la un moment dat. Și cu bagajele astea cred că ne vedeam super amuzant. Da, ne-am făcut mișcarea de dimineață. Mamă. E 4:20. Mergem acum să ne vedem cu un tovarăș și să stăm la o berică. Suntem acasă și e vremea atât de plăcută. Doamne, nu puteam fi întâmpinați mai plăcut decât cu ploaie. Dacă tu stăteai gen aici, înjurai ploaia asta de europeană. Vai, îmi place acum la nebunie. Fericirea maximă. Fix ce trebuia să ne răcorim. Minunat. Ne-a dus taxiul la destinație, aproape. O să stăm la un prieten dimineața asta, de fapt toată ziua.
De fapt am venit de la cine, am plecat spre Egipt. Ne întoarcem de unde am plecat. Nu știu exact cât o să stăm aici, o zi, două, vedem și noi cum ne mobilizăm. O să mergem cu trenul spre Iași și suntem oficial acasă. Asta contează. Hai, nu ne lăsa pe afară, te rugăm. Lasă din costă. Încăpem? Încăpem, da. Ai, ai, ce ud e. Ia. Ce face? Mă așteaptă omul cu berea, cum o promis. Ne-am întors de unde am plecat. E 7 dimineața și încă nu ne-am culcat. Dar mergem acum la somn. Două zile mai târziu, două zile în care ne-am întâlnit și noi cu Gașca, am recuperat poveștile din urmă, am povestit ce s-a întâmplat. Am recuperat și berele pe care nu le-am băut în ultimele 3 luni. Da, ne-am distrat zilele astea. Și astăzi ne întoarcem către Iași, suntem în tren, avem vreo 6 sau 7 ore de călătorit cu trenul. Avem noroc că stăm doi oameni pe 4 scaune. Stăm pe 4 scaune, aici ne întindem cum vrem noi, e super ok, e spațios, e bine. E încă ciudat pentru noi, încă n-am reușit să ne reobișnuim cu atmosfera de acasă. Dar asta e bine, înseamnă că nu o să ne plictisim prea repede. Mergem acasă, mai avem un pas. Haide. Cum te simți? Obosit. Ești pregătit pentru 7 ore de drum? Asta e una dintre chestiile de care mi-a fost cel mai dor de acasă. Abia așteptam să vin să mănânc un rom. Fiecare dată când mergem cu CFR-ul, mă minunesc pentru că am tot timpul impresia că e nașpa, dar mie mi se pare că e chiar mega bine. Faci tu să-i promovezi romul? Sponsorizați-ne! Pe Adriana, că eu nu, mie nu-mi plac. Ia uitați acum. Dar cine a ajuns în Iași? Și cine se pupă oriunde? După 3 zile, dar cine se pupă? Cine respira aer proaspăt? Nu vine să cred că am ajuns. A fost o grămadă de controle în trenul ăsta. Au venit vreo 3-4 ori poliția la multe stații și ne-au controlat de măști, care n-avea mască, pac, amendă. Am ajuns în Iași. Nu vine să cred că am ajuns în Iași. Mamă, ce bine e să fii acasă, să respiri aerul de acasă. Mai e un pic până acasă. Le așteptăm pe fratele meu să vină să ne ia. O să facem o mică oprire la Lidl să ne cumpărăm niște ceva de mâncare, pentru că avem pânză de păianjă în frigider, cel mai scăpăm probabil. Scăpăm de semnul zilei. Da, abia aștept să ne gătim. Doamne, să mănânc și eu o salată, o ciorbă cu borșacru. Mamă! O mămăligă! Mamă, o mămăligă cu brânză de burduf. Romul, care-i lor? Dar program nu are loc.